Mă numesc Pușcașu Ștefan, sunt din Iași, dar locuiesc în Ploiești de 55 de ani, dar tot eșean mă simt, și sunt căsătorit tot de 55 de ani cu aceeași femeie, tot de 55 de ani iubesc aceeași femeie, dar dacă află soția, cred că mă trimite la doctorul Ciomu să-mi fac operație estetică. Poate nu află. Am urmărit multe din emisiunile Ai Umor și am văzut că o parte din glumele, din vorbele de duh spuse de-a lungul anilor de oameni celebri, scriitori, poeți, nu se știu. Și atunci am zis, hai să adun cum am găsit în reviste, în ziare, la TV. Le-am notat și așa am adunat expresii, am zis eu, absurdități, niște expresii care le spui, dar te miri cum pot fi realizate sau... Așa. Păi, să vă zic câteva din absurditățile adunate. Hai. Ce? Așa a fost să fie, să moară la autopsie. Cu o mână țin telefonul și cu cealaltă mă gândesc la tine, iubita mea. Dacă nu exista electricitatea, ne-am fi uitat la televizor la lumina lumânării. Asta o spune un oarecare George Gobel. Nu știu, da, o auzisem. Ești analfabet? Scrie-ne azi și te ajutăm pe gratis. Eu vorbesc foarte mult la telefon. Luna asta, de exemplu, din 5.000 de minute cât am avut, le-am și consumat într-o singură oră. La Iași. În fiecare iarnă se întâmplă câte un frig cum n-a fost de 30 de ani. Da. Și la București. Da. Noroc că ți s-a stricat ceasul, că altfel nu te duceai să-l repare. Nerăspunzând la întrebări, cadavrul nu a putut fi identificat. S-a născut orfan de ambii părinți, care erau homosexuali. Toată lumea are chelie, numai că unii o au acoperită cu păr. Toată lumea moare la sfârșitul vieții. Întâmplări cu actori. O actriță și cântăreață spaniolă, Sarita Montiel, a vizitat România și a dat și un spectacol sau două la casa, la Sala Palatului. Și unul privat pentru Ion Dichiseanu. Păi, după o melodie, două, după ce cânta, se ducea în culise ca să-și schimbe ținuta, să vadă lumea că are rochii multe și frumoase. Și Mircea Crișan a scos gluma, zice, Sarita Montiel, când a fost la București, a plimbat-o Ion Dichiseanu, iar la spectacol a prezentat-o Ion Dichiseanu. Mai cânta o melodie, două, se ducea în culise să mai dichisea, iar mai cânta, iar se ducea să dichisea. Închipuiți-vă ce ar fi întâmplat dacă o prezenta Ion Besoiu. Apropo de domnișoara care nu știa să definească prostul, eu știu dintr-un calendar de perete, de cred că are 50 de ani, un proverb chinezesc care este așa de frumos și spune: cine știe și știe că știe, e înțelept, ascultă-l. Dar cine știe, dar nu știe că știe, e adormit, trezește-l. Iar cine nu știe și știe că nu știe, e ignorant, învață-l. Iar cine nu știe și nu știe că nu știe, e prost, ocolește-l. Andreea Tonciu, când a fost întrebată cine a fost Constantin Brâncoveanu, zice, o stație de metrou. Vă mulțumim frumos, domnul meu. Vă mulțumim.